Vorbeam despre floarea soarelui, cred că telespectatorii noștri pot vedea cultura asta cum se prezintă în clipa de față. Suntem la finalul lunii august și probabil că mulți fermieri din zonele calamitate și-ar fi dorit și ei să aibă o astfel de producție. O floare de la o ce activă de mulți ani prin România, semănată la începutul lunii aprilie, o floare într-un teren după, după cultură pe plantă mergătoare greu, o floare care promite 2 tone, 800, 3 tone jumate, 3 tone, 300 să zicem. Floarea și anul ăsta s-a dus destul de bine, n-am mai pus floare de mulți ani, am la floare din cauza prețului, anul ăsta prețul un pic a mai urcat, stăm undeva la un leu 40, un leu 42, am încercat să punem din nou floare, în anii trecuți la un leu 10, un leu 20 de bani, floarea era o cultură necesară asolamentului, nu necesară fermierului, pentru că erau ani în care se pierdea la floare sau, în cel mai fericit caz, rămâne pe zero cu floarea soarelui. Anul acesta, diferența de 7-800 de roni o face a fi sau a nu fi, a câștiga sau a pierde, a lucra un an degeaba sau a lucra pe un profit, cum e în agricultură de 100-150 de euro pe hectar.